Această serie de atentate de la Bruxelles s-au petrecut într-o zi foarte neagră pentru nu doar Belgia, cu toate că Belgia este cea mai lovită, pentru întreaga Uniune Europeană. Și sunt foarte convins că putem să combatem acest flagel al atentatelor doar dacă toate țările lucrează împreună. Și cuvintele care vin în minte când mă gândesc la ce ar trebui făcut sunt solidaritate, calm și unitate. În privința României nu am niciun semnal că există amenințări suplimentare.